O tornadă puternică a distrus un mic orășel din statul Iowa. Mai multe persoane au murit și altele au fost grav rănite. Autoritățile au decretat stare de urgență, iar în zonă au fost mobilizații de urgență sute de salvatori. Imaginile filmate în zonă la scurt timp după fenomenul extrem surprind dezastrul lăsat în urmă. Zeci de case transformate în ruine, mormane de moloz, obiecte împrăștiate peste tot și mai multe turbine eoliene puse la pământ. De asemenea, în comitatul Adams, cel puțin trei turbine eoliene au fost rupte în două, iar una dintre ele a luat foc. Alte câteva turbine eoliene au fost avariate și în Adair County. Pe lângă pagubele materiale însemnate, tornada a provocat și sute de morți și răniți. Din cauza faptului că spitalul local a suferit daune în timpul furtunii, răniții au fost transportați la alte unități medicale din orașele învecinate. Guvernatorul statului Iowa a declarat urgență în caz de dezastru pentru 15 comitate, inclusiv Adair și Adams, permițând utilizarea rapidă a resurselor statului pentru a răspunde tornadei.